Saga posesorilor de BMW care fac scandal în trafic continuă în București. De această dată, protagonistul lovește cu o crosă de golf un Logan și îl rănește pe șofer. O femeie coborâtă din BMW a lovit și ea cu picioarele mașina păgubitului. Fost polițist judiciar Valeriu Șuhan de la Monitorul Siguranței Cetățeanului spune că fapta ar trebui pedepsită aspru. Sunt tratate ușurință de către judecători, astfel că pedepsele sunt, aș spune mai degrabă, relative. O astfel de manifestare, o atât de mare violență manifestată în public, merită o sancțiune pe măsură. Pot afirma că este în primul rând vorba de o lipsă de educație, atât de o lipsă de educație individuală, cât și de lipsă de educație civică. Acesta este nivelul societății în care trăim și nu ne face deloc cinste lucrul ăsta, nici nouă, nici, hai să spunem așa, organelor de ordine. Polițiștii au deschis dosar penal și îl caută pe autor. Momentan au identificat victima, un bărbat de 35 de ani. Acesta își rezervă dreptul de a depune plângere în termenul legal. Cercetările sunt continuate din oficiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Nu e prima oară când pe străzile capitalei un șofer de BMW face scandal în trafic. Mai multe incidente au fost filmate de martori în ultimii ani în România. Ce caută? Ce caut? Da flash-uri, nu fii prost! Păi tu ai dat în mile! Ce caut pe linie? Bă, tu știi regulile pe circulație!